E o cântare deosebit de frumoasă. Și ea spune refrenul: Paradis, cetatea mea de vis. Poate știți și dumneavoastră. E o cântare care ne aduce aminte că nu suntem de aici, suntem de acolo. Aleluia! Care cântecul ăla? Eroii slavei se întorc acasă. Vine vremea și noi departe. Când vom sta în fața Domnului, fiecare cu ceea ce am făcut pentru el. Și timpul acela e aproape. Nu-i departe. Ce v-am spune de multă vreme că e mai aproape decât credem noi. Totul este împlinit, totul este pregătit. Așteptăm doar trâmbița lui Dumnezeu.
și vom pleca de aici. M-am săturat de tot ce pământul acesta poate să deie. Vreau să mă întâlnesc cu El. Și o întâmplare, un lut de sine încă frământat. El a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat, slăvit să fie numele Lui. El este prezent în adunare. Și n-avem nimic de a spune când El este cu noi aici, așteptăm să ne spună El. Și nu există nimic mai frumos decât să stai înaintea Lui, să-L lauzi pe Creatorul, pe Domnul. În cerul Lui, când vom ajunge, se vor termina multe lucruri de pe pământ. Dar vom sta înaintea Lui și alături de Sfinții Lui Dumnezeu și de corurile cerului.
cei de pe pământ adunați înaintea Lui îl vor lăuda pentru o veșnicie. Este Dumnezeu vrednic de laudă. Merită să-L lăudăm. Dacă n-am avea ce avem, merită să-L lăudăm. Dacă vom trece prin necazuri, merită să-L lăudăm. Dacă plângem în fiecare zi, merită să-L lăudăm. Ne-a făgăduit că acolo nu vor mai fi lacrimi. Nu vor mai fi plânsete, mama nu-și va plânge copilul, copilul nu va striga după părinți, va șterge orice lacrimă din ochii celor lui. De aceea merită să lăudăm, să gândim, să sperăm, să credem că aproape momentul acela, când lacrimile din ochi, durerea din trupuri, suferințele vor dispare pentru totdeauna în prezența lui. E bucurie desăvârșită. În prezența Lui momente sunt minunate, când vom sta pentru eternitate înaintea Lui. Nu vom avea altceva de făcut decât să-L înălțăm, să-I mulțumim de ce a făcut pentru noi aici. Slăvit să fie numele Domnului! Nu, nu suntem un vișor întâmplare. Thank you.
E ultima cântare, vă promit. Vine o vreme când trâmbița lui Dumnezeu va anunța cel mai mare eveniment de pe pământ. Și eu vreau să fiu acolo. Dacă vrei să fii și tu acolo, e alegerea ta astăzi. E alegerea ta personală astăzi, dacă vrei să fii la ziua aceea cu El. Când trâmbița Domnului va anunța judecata și când toți credincioșii vor sta înaintea Lui, vei fi și tu acolo. Vei fi și tu acolo. Când trâmbița Domnului va anunța judecata și când credincioșii înaintea Lui vor sta, sperăm să o găsiți, dacă nu... Gata de plecare, gata.
mai.